Impresionată de rezultatele înregistrate de tinerii care vin la Clubul Copiilor din Pucioasa, Doina Melinte a făcut o vizită celor din orașul Dâmbovițean. A vizitat singurul muzeu aviatic din țară și s-a bucurat de demonstrațiile făcute de tinerii de la Cercul de Aeromodele. Tot ce este construit aici, construite de copii, de-a lungul timpului. Ei încep de la modele simple, pasionați ajungând să execute modele complexe. Ce vedeți pe margine sunt machete de vitrină, iar în centru sunt machete zburătoare. Să vă spun decât felicitări și sunt convinsă că iubiți foarte mult aceste modele care de fapt v-au adus succese și care participă mereu în competiții și de la an la an le îmbunătățiți. Cei care au adus România pe primul loc la campionatul mondial de aeromodele au fost premiați de Doina Melinte. Sunt niște diplome de onoare care sunt acordate domnului profesor Foamete Radu Gabriel. Vă doresc să ne vedem în continuare. Elevului Șerban Nigna. În ce clasă ești? A7. Da. Te pup și doresc succese. Morarul Eduard. Și Vișan Alexandru. Și autoritățile locale din Pucioasa au pregătit o surpriză vizitatorilor. Doamna președintă, o amintire de la Pucioasa e făcută aici, pe plan local. Avem o firmă care realizează lucruri frumoase și vă rog să o păstrați în biroul dumneavoastră la Ministerul de la Autoritate. Deci, reacord trofeul de excelență domnului Florin Aurelian Popescu, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Reacord trofeul de excelență domnului Nedelcu Corvin, secretar general al Autoritatea Națională pentru Tineret și Sport. Se acordă trofeul de excelență doamnei Elena Manolescu, inspector școlar general. Se acordă trofeul de excelență domnului Iulian Brezean, inspector școlar general adjunct. Cât an am făcut o ședință. Se acordă trofeul de excelență domnului Teodor Puta, consilier județean. Mulțumim!